Iubiți credincioși, vă mai citi un capitol din Noul Testament, Biblia, Vestinea Bartolomeu, din Evanghelia după Luca. Am ajuns la capitolul 8. Așadar, Noul Testament, Vestinea Bartolomeu, Evanghelia după Luca, capitolul 8. Femei slujitoare ale lui Isus. Parabola semănătorului. Făclia în sfeșnic. Mama și frații lui Isus, potolirea furtunii, vindecarea demonizatului din ținutul ghergesenilor, vindecarea femeii cu scurgere de sânge, învierea fiicei lui Iair. Și a fost după aceea că umbla prin cetăți și prin sate, propovăduind și binevestind împărăția lui Dumnezeu. Și erau cu el cei 12 și unele femei care fuseseră vindecate de duhuri rele și de boli. Maria, numită Magdalena, din care ieșiseră 7 demoni, Ioana, femeia lui Huza, un dregător al lui Irod, Suzana și multe altele care le slujeau din avutul lor. Și adunându-se mulțime multă și venind prin cetăți la el, a zis în parabolă: ieșit asemănătorul să semene sămânța sa. Notă, introducere proprie lui Luca prin trei cuvinte cu aceeași rădăcină. Adică, ieșit asemănătorul să semene sămânța sa. Trei cuvinte din cu aceeași rădăcină. Și pe când semăna el, una a căzut lângă drum și a fost călcată în picioare. Și păsările cerului au mâncat-o și alta a căzut pe piatră și dacă a răsărit s-a uscat, pentru că nu avea umezeală. Și alta a căzut în mijlocul spinilor și spinii crescând împreună cu ea au înăbușit-o. Și alta a căzut pe pământul cel bun și a crescut și a făcut rod însuțit. Pe acestea spunându-le a strigat: cine are urechi de auzit, să audă. Și ucenicii săi îl întrebau: ce înseamnă această parabolă? Iar el a zis: vouă vă este dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, dar celorlalți în parabole, ca văzând să nu vadă și auzind să nu înțeleagă. Iar parabola aceasta înseamnă: sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Cea de lângă drum sunt cei care aud, apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva crezând să se mântuiască. Iar cea de pe piatră sunt aceia care primesc cu bucurie cuvântul când îl aud, dar aceștia nu au rădăcină, ei cred până la o vreme, iar la vreme de încercare se leapădă. Iar cea căzută între spini sunt cei care aud, dar umblând cu grijile și bogăția și cu plăcerile vieții, se năbușă și nu rodesc. Iar cea de pe pământ bun sunt cei care auzim cuvântul în inimă curată și bună îl păstrează și rodesc într-o răbdare. Nimeni, aprinzind făclia, nu o pune în vas, nici nu o pune sub pat, ci o așează în sfeșnic, pentru ca cei ce intră să vadă lumina. Că nu este nimic ascuns care să nu ajungă cunoscut și nimic tainic care să nu se cunoască și să nu vină la lumina zilei. Așadar, luați seama cum auziți: celui ce are îi se va da, și iar de la cel ce nu are îi se va lua și ceea ce îi se pare că are. Și-au venit la el mama și frații săi și nu puteau să se apropie de el din pricina mulțimii. Și s-a dat de veste: mama ta și frații tăi stau afară
și vor să te vadă. Iar el răspunzând le-a zis, mama mea și frații mei sunt aceia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Și a fost când una din zile a intrat în corabie cu ucenicii și le-a zis, să trecem de cealaltă parte a lacului. Și au plecat, dar în timp ce navigau, el a adormit și s-a lăsat pe lac o furtună de vânt și se umpleau de apă și erau în primejdie. Și apropiindu-se, l-au deșteptat zicând, învățătorule, învățătorule, pierim. Iar el sculându-se a certat vântul și valul apei și ele au încetat și s-a făcut liniște. Și le-a zis, unde vă este credința? Iar ei, cuprinși de teamă, se mirau zicând unii către alții, cine este acesta? Că și vânturile vânturilor și apei le poruncește și ele ascultă. Și-au ajuns cu corabia în ținutul Ghergesenilor, care este în fața Galilei. Și ieșind el pe uscat, l-a întâmpinat un bărbat din cetate care avea demoni. De multă vreme, el cu haină nu se îmbrăca și în casă nu mai locuia, ci în morminte. Și văzându-l pe Iisus, a strigat și a căzut înainte cu glas mare și a zis, ce ai cu mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Celui Preanalt, rogu-te să nu mă chinuiești. Că îi poruncea Duhului necurat să iasă din om, fiindcă de mulți ani îl stăpânea și îl păzeau în lanțuri și nobezi, iar el, sfărâmând la legăturile, era gonit de demon în pustiu. Și l-a întrebat Iisus, care ți este numele? Iar el a zis, legiune, căci demoni mulți intraseră în el și îl rugau pe el să nu le poruncească să meargă în adânc. Notă, în rugămintea demonilor este aceea ca Iisus să nu-i trimită în afara celui ținut. Luca se duce cu gândul până la capăt, să nu-i trimită în adâncul pământului, în cele mai de jos, unde este sălașul normal și definitiv al diavolului, conform Apocalipsei 9 cu 1, 2, 11 cu 7, 17 cu 8, 20, 1 cu 3. Și era acolo o turmă mare de porci care păștea pe munte și l-au rugat să le îngăduie să intre în ei și le-a îngăduit. Și ieșind demonii din om au intrat în porci, iar porcii s-au repezit de pe stâncă în lac și s-a înnecat. Iar păzitorii văzând ce s-a întâmplat au fugit și au dat de veste în cetate și prin sate. Și au ieșit să vadă ce ne întâmplate și au venit la Iisus și pe omul din care ieșiseră demonii l-au văzut îmbrăcat și întreg la minte. Șezând la picioarele lui Iisus și s-au înspăimântat, iar cei care văzuseră le-au spus cum a fost izbăvit demonizatul. Și toată mulțimea din ținutul Ghergesenilor l-au rugat să plece la ei, că erau cuprinși de frică mare, iar el, intrând în corabie, s-a înapoiat. Și bărbatul din care ieșiseră demonii îl ruga să rămână cu el, și Iisus l-a trimis înapoi zicând, întoarce-te la casa ta și spune cât bine a făcut Dumnezeu pentru tine. Și a plecat propovăduind în toată cetatea cât a făcut Iisus pentru el. Și când s-a întors Iisus, mulțimea l-a primit cu bucurie, fiindcă toți îl așteptau. Și iată că a venit un bărbat al cărui nume era Iair și acesta era mai mare de sinagogii. Și căzând la picioarele lui Iisus, îl ruga să vină în casa lui. Căci numai o fiică avea, ca de 12 ani, și aceea era pe moarte. Notă. Cu nuanță că Iisus nu se afla în fața casei lui Iair, ci la oarecare distanță. Și pe când se ducea el, mulțimile îl îngurzeau. Și o femeie care de 12 ani avea scurtile de sânge și își cheltuise toată averea cu doctorii
și de nici unul nu putuse să fie vindecată, s-a apropiat de el prin spate și s-a atins de poala hainei lui și îndată i s-a oprit curgerea sângelui. Și a zis Iisus, cine este cel ce s-a atins de mine? Dar cum toți tăgăduiau, Petru și ceilalți care se aflau cu el au zis, Învățătorule, mulțimile te îmbulzesc și te strâmtorează. Și tu zici, cine s-a atins de mine? Iar Iisus a zis, s-a atins de mine cineva, căci eu am simțit puterea care a ieșit din mine. Atunci femeia, văzând că n-a rămas tăinuită, a venit tremurând și căzând înaintea lui, a spus în fața întregului popor, din care pricină s-a atins de el și cum de îndată s-a tămăduit. Iar el i-a zis, îndrăznește, fică, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Și pe când el vorbea, a venit cineva de la mai mari de sinagogi zicând, fiica ta a murit, nu-l mai supăra pe învățător. Iar Iisus auzind a răspuns, nu te teme, crede numai și ea se va mântui. Și venind în casă, n-a lăsat pe nimeni să intre cu el, decât numai pe Petru, pe Ioan și pe Iacob și pe tatăl copilei și pe mamă. Și toți plângeau și se tânguiau din pricina ei. Iar el a zis, nu plângeți, n-a murit, ci doarme. Iar ei l-au râs, știind că copila a murit. Iar el, apucând-o de mână, a strigat zicând, copilă, scoală-te! Și s-a întors duhul ei și ea în clipa aceea a înviat. Și el a poruncit să-i se dea să mănânce. Și părinții i-au rămas încremeniți, iar el le poruncea să nu spună nimănui nimic din cele ce s-au petrecut. Dumnezeului nostru slavă! Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.